place foarte mult judo. Pe sport, tot timpul ești mai puternic, devii mai, ai altă energie, alt stimul. O să vadă tineretul că sportul nu se termină, adică persoana cât este în viață dorit să practice sportul. Sergiu Tintiuc dorește să urce și el pe podium la un campionat european printre veterani, la fel cum au făcut alți 5 judocani la ediția trecută desfășurată în Olanda. Sportivul crescut la liceul internat cu profil sportiv a fost campion printre seniori în 2004, iar acum se antrenează la complexul Olimpia, unde judocanii și-au menajat o sală spațioasă. Domnul președinte Andrei Golban e implicat foarte mult în judo moldovenesc. Dacă se meargă așa, o să aibă succes. Valeriu Duminică va merge și el în Croația într-un stagiu de pregătire și va fi singurul judocan moldovean care va concura la Jocurile Olimpice din această vară. La Rio vor participa alți 4 judocani născuți în Moldova, dar care evoluează pentru alte state. Sperăm anul ăsta să treacă în primul rând. Valeriu Duminică, toți sunt anii noștri, toți au trecut școala de judo din Moldova. Dacă să luăm, de fapt, Olenic pentru Portugalia este calificat, 3 sportivi sunt pentru Arabia Saudită calificați și un moldovean. Adică toți sunt școala noastră moldovenească, adică potențialul judoului moldovenesc este foarte puternic. Numai dacă va fi în continuare finanțat și susținut. Foarte mult ne ajută și Federația Mondială, Europeană. Mersi chiar aceste tatami pe care astăzi ne aflăm, sunt o donație foarte bună de la Marius Vizer și Federația Mondială de Judo. Jocurile Olimpice de la Rio vor avea loc în perioada 5-21 august.